Bună seara și bine v-am regăsit! E o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție Ar Cultura. Ca de obicei, la această oră, alături de mine sunt noi invitați și un nou subiect. Vom vorbi despre filmul Lebensdorf, a cărei regie o semnează Vali Hotea, unul dintre invitații mei de astăzi. Alături de noi este Ioana Florea, actriță. Vă urez amândurora bine ați venit și o să intrăm direct în subiect. Așadar, un film care e pe piață, sper, în curând, este, se desfășoară lucrurile așa cum vi le doriți. Asta rămâne să-mi spuneți voi. O, să zicem, bilocație, dar nu neapărat în sens mistic. În ceea ce privește acest film, o să spun și eu două lucruri despre el, ca să intrăm în discuție mai ușor, Germania și România. Două locuri care marchează viața tuturor în acest film. Așadar, Vali, te întreb cum s-a născut acest film? Asta e prima întrebare, bănuiesc că ți-a mai fost pusă. Da. Păi prima idee a venit când eram chiar în Germania, mai exact în Berlin. Căutam sau... încercam să mai găsim ceva finanțare pentru primul meu film roxen. Eram împreună cu producătoarea Ada Solomon și scenarista Ileana Muntean, cu care am lucrat și la primul meu film. Și să spunem că eram așa într-o drie emoțională și era și toamnă și era și frig și a început să și ningă și era întuneric. Și fiind în Berlin, mi-a venit replica I hate Berlin în cap. Și brusc mi-am imaginat un posibil personaj masculin pendulând între două orașe și două femei din viața lui. A fost ceva instantaneu și tot așa le-am și comunicat colegilor acest sâmbure, au zâmbit, le-a plăcut, dar ulterior sâmburele ăsta așa, l-am sădit împreună cu scenarista Ileana Muntean și, ca să fiu în continuare metaforic, Ada Solomon l-a mai stropit așa cu apă și treptat a ieșit copăcelul ăsta de acum, care nu se mai numește Hate Berlin, ci Lebensdorf, pentru că între timp povestea s-a mai modificat, dar tema principală a rămas aceeași. Un bărbat între două vârste care pendurează între două țări și două femei încercând să-și refacă viața. Și, bineînțeles, eșuează lamentabil, dar cu zâmbetul pe buze. Da, am înțeles. Oricum, toată lumea pendulează, am văzut în filmul ăsta. Nu numai personajul masculin. Ioana, tu ai un rol destul de interesant, ca să nu-i spun altfel. Și tu pendulezi acolo, am văzut, între tot felul de stări, adică personajul tău. Doamna soția. Adică altfel nu ne putem adresa, pentru că s-ar putea să fie periculos. Cum este să fii într-o asemenea postură? Deci ție ți s-a părut periculoasă? Toată lumea zice că e periculoasă, începând cu Bali, că e periculoasă, că e periculoasă. Da, foarte hotărâtă, dar e hotărâtă așa într-un sens foarte drăguț și generator de comedie, în sensul în care se hotărăște foarte clar asupra unei decizii, după care se răzgândește la fel de ferm și vrea să se întoarcă, după care iar se gândește și ea, dar se zice, aia este hotărâtă, dar e incoerentă, ceea ce mi-a oferit ocazia să joc un personaj savuros de comedie. În acest tip de comedie, care nu e o comedie plenară, la modul că trebuie să râzi din continuu, ci pur și simplu să zâmbești asupra incoerenței oamenilor în general, că toate persoanele din film, mai mult sau mai puțin, nu au certitudini, ceea ce mi se pare absolut firesc, că în viață chiar așa se întâmplă. Adică e ambiguă și relațiile sunt ambigue și gândurile noastre și intențiile noastre. Și atunci eu m-am jucat în plaja asta, unui personaj determinat până la un moment dat, în care aduce decizii contradictorii. Asta mi-a plăcut foarte tare.
Da, se hotărăște și se deshotărăște la fel de clar și de total, adică în momentul în care îmbrățișează o decizie, o face cu toată ființa, indiferent în ce direcție este. Vreau să vă adresez o întrebare amândurora. Credeți în criza asta a vârstei de mijloc? Ce puțin eu, parcă văd că totuși încă mai am probleme de maturizare. Deci, încă nu mi-am luat mașină sport. Conduc aceeași mașină de 12 ani. Așa asta, că... este unul dintre semnele clare că ești la criză. Așa am citit, dar n-am trăit lucrul ăsta încă. De-aia ți-am zis că poate încă am probleme cu maturizarea. Trebuie să stăr... Știi ce mă face să mă gândesc? Mă face să mă gândesc treaba asta pe care mi-a spus-o direct la James Bond. Înseamnă că este un imatur perpetu. El nu mai e mașini puternice. Conduce hipersport, mega sport. Trebuie să se păstreze în formă pentru că se și bate. Eu nu m-am mai bătut din școala generală. Și nu mai știu cum se face. Dar asta păi nu, că mașina sport e în semnul crizei vârstei de mijloc. Când vrei să faci impresii puștoaicelor, nu? Așa, și o impresie bună puștoaicelor. Încerci să faci sport și ai alte gânduri. Ți-e frică să mor, de fapt, cred. Sau că ți se micșorează masculinitatea într-un fel sau altul. Habar n-am. Dar am spus, încă n-am ajuns până acolo. Chiar dacă pe buletinul meu scrie altceva, dar nu mă simt așa. Am înțeles. Și tu, Ioana, crezi că, indiferent de sex și religie, te apucă criza asta? Nu, cred că există o perioadă de trecere pe care și eu am resimțit-o. Cumva m-am simțit ca având 25 de ani până de curând. Și după aia s-a produs așa un fel de, după 40 s-a produs un fel de trecere, de maturizare, dar nu sub formă de criză neapărat. Sau cel puțin eu criza mi-am manifestat-o artistic, adică am făcut niște spectacole, am generat niște proiecte în care am vorbit despre acest sentiment de irreversibilitate pe care încep să-l capeți la un moment dat, un lucru care nu se mai pot, definitiv nu se mai pot întâmpla în viața ta. În interiorul tău, în primul rând, nu ca și exterior. În exterior poți să acționezi divers, până în ultimul moment. E vorba cum prelucrezi lucrurile. Și asta s-a modificat, într-adevăr, în mine, de la un moment dat. Ceea ce aș putea, poate, să o asociez cu o trecere sau criză, sau n-am produs acțiuni majore în exterior să-mi schimb așa radical viața sau să vreau să-mi schimb radical viața, dar s-au modificat atitudinea față de meserie, de exemplu, față de piață, oameni, mai multe lucruri. A fost o perioadă de prelucrare și de un fel de trecere spre o maturizare. Lucrurile se mai liniștesc sau, din contră, se osifică? Mă interesează foarte mult chestia asta, că e o nuanță importantă. La mine, cum s-a întâmplat, a fost că intervine un soi de acceptare a unor lucruri. Și ceea ce poate să te aducă un soi de pace. O pace oarecare, poate de niște ambiții ale tale sau poate... Știi? Alții poți să numești așa, dacă ești pesimist, poți să numești blazare. Dar dacă o numești optimist, poți să o numești înțelepciune, știi? Am înțeles. E de aici până la urmă o problemă de limbaj. Ioana? Da. Dar, Ioana, oricum, ție-ți face bine, pentru că mă bucur pentru tine. Văd că ești și poți să fii și ești foarte activă. Știi, foarte multe proiecte. Eu, care am crezut că te voi avea doar pentru mine, te văd după aceea multe filme și multe spectacole. Și când ai tu timp să le faci pe toate? Vali, dar nu uita că tu ești profesor, de exemplu, știi? Adică eu nu am partea asta profesorală, știi? Deci fiecare cumva și-a găsit de la un moment dat, apropo de ce spui tu, și-a găsit cumva un mod de a... Nu știu, eu n-am resimțit asta cum poate o vezi tu din exterior. Eu am simțit că am făcut ceva pauză, mai ales în pandemia asta. Pentru mine s-a produs un soi de pauză destul de mare, de proiecte sau de... Și în același timp s-a generat această zonă în care pot să transmit altora copii, unor oameni ca actori mai tineri, să pot să le transmit lucrurile pe care le-am înțeles de-a lungul vremii, ceea ce se întâmplă și ție, Vali, știi? Adică lucrurile cumva se transformă în alt fel de a dărui,
cred eu. Dar apropo de ce spui tu, eu nu m-am putut opri pentru că e nevoia mea să mă exprim în felul ăsta, dar dacă facem un contract și dacă de exclusivitate, aș vrea așa, două fine pe an, cu tine. Lungi sau scurte? Lungi, normal. Lung metraje, Vali. Și un scurt metraj. Da, creație, creație. E gata, clar. Deci am. Lucrurile se lămuresc încetul cu încetul. Eram foarte curios pentru că personajul masculin în film, mie cel puțin, vorbesc numai în numele meu, nu știu cum îl percep alții, mi se pare ușor abulic, așa. Și omul plutește foarte. Adică secvența aia cu avionul și cu saltul este chiar senzația lui. Se aruncă în gol, dar plutește liniștit, adică nu am văzut foarte multă panică acolo. Din când în când el este cumva deranjat din starea lui, de anumite personaje, de anumite interacțiuni sociale și așa mai departe. Dar altfel nu pare așa dezghiogat, sufletește. S-ar putea să mă înșel. L-am gândit să fie un soi de băiatul mamii, adică n-a avut prea multe chinuri. Cum am zis, cumva tot timpul a avut o plasă de siguranță, că dacă ar fi mai greu, nu știu, are familie, are niște posibilități, deci nu a trebuit să se agite așa prea mult. A avut până la un moment dat un demers relativ lin în viață și era cumva mulțumit de el și acum ce îi se întâmplă, însă nu prea știe cum și unde să o ia. Cel mai mult își dorește să nu fie bătut la cap, dar iată că... Exact. Iată că nu se poate. Aici, eu știu că am mers pe un demers riscant, dramaturgii vorbind, și m-am gândit tot timpul că, de fapt, protagonistului este el însuși. De fapt, el își este cel mai mare inamic. Iar... pentru că nu reușește să iasă din greu aceasta lui, primește ce merită până la urmă. În orice caz, femeile din jurul lui, cele două personaje feminine și al treilea mama, sunt foarte active. Adică fiecare încearcă să-l tragă pe un drum, pe o potecă, pe o șină. Dar el este așa, cumva făcut din... substanță noroasă, nu poroasă, pentru că ori de unde l-apuci și îți scapă din mână. Femeile sunt oricum mai puternice. Asta am realizat și eu în parcursul maturizării mele. Și le-am arătat ca atare. Fiecare știe ce vreau sau ce puțin luptă pentru ceva. El e mai egoist, luptă doar pentru el. De aceea cumva... și pendulează aici, acolo, mai mult în funcție de ce-și doresc alții sau altele pentru el. Înțeleg. Iarăși, așa, un subtext ar fi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să li se întâmple. Dar de fapt lui ce îi se întâmplă? Este a terminat energia sentimentală, nu? Și asta îl gripează cu totul, nu mai știe ce să facă. Dimineața că la trezire. Nu, el totuși o caută pe fosta lui mare iubire din facultate. Totuși are nevoie de un confort și o liniște emoțională, dacă nu... Deci a terminat gazul într-o anumită direcție și se duce la altă pompă de benzină. Cam așa, părea, nu? Deci asta acolo, numai că... Da, numai că între timp, ca și la noi, a crescut prețul și nu știu de unde să mai caute buzunare. Plus că pompa aia de benzină funcționează într-un mediu foarte divers, total alternativ. Da, e benzină eco. Față de ce este el obișnuit să bage în motor. Da. În orice caz, filmul este foarte altfel. Adică acest sat unde...
Nu știu cum trebuie să-l denumesc. Eco, bio. Eco. Da, abar. Așa e denumirea lui, Eco Village. Aha, aha, am înțeles. Care funcționează pe bază de rumeguș și nu mai știu ce alte vegetale. E neproductiv din punct de vedere găsirii unui eventual echilibru pentru personajul masculin. Da, poate, mă gândesc că poate ar trebui să spunem pentru cei care ne ascultă acum sau ne și privesc, că este vorba în căutările acestui personaj, căutările fostei sale iubite, ajunge în Germania, dar o găsește într-un sat ecologic și acest sat chiar există. Noi am schimbat doar numele, în rest ceea ce se vede acolo este exact ceea ce a găsit la fața locului, dar este un sat cu o comunitate care acceptă să trăiască după niște reguli de toată lumea acceptate, încercând să fie cât mai prietenoși cu natura, reciclând tot ceea ce se poate recicla, încercând să se auto mențină din ceea ce mai lucrează la câmp sau în alte părți. În fine, o altă zonă care poate părea pe de-o parte așa idealistă, pe de altă parte are și niște destule constrângeri, ce puțin mari constrângeri pentru personajul nostru, care încearcă să-l precuele, dar și de aici fuge. Dar cum ați reușit să filmați în incinta respectivă? Cu ce ați În primul rând, iarăși trebuie să zic că apariția acestei zone în povestea noastră se datorează scenaristei Irena Muntean, care fiind atrasă de zona aceasta ecologistă și a vieții sănătoase, a prospectat și a găsit pe net acest sat. Și noi chiar ne-am dus acolo și ne-am documentat la fața locului o mică perioadă de timp și după aceea am definitivat povestea în scris. Adică nu l-am inventat noi și după aceea a apărut el, ci a fost căutat de Elena și după aceea documentat și plasat parte din poveste acolo. Da. Bine, în mod indirect sau mai direct, cum dorește fiecare, este și o reclamă acestui tip de viață. Așa că probabil cei care sunt dornici au un reper în acest moment. Da, și există mai multe locuri de genul acesta, dar celor de acolo le place să cred că se consideră a fi unele din satele care sunt cel mai adevărat atașate acestor valori prin modul în care ei într-adevăr viețuiesc, trăiesc și se relaționează cu natura. Adică, de exemplu, casele în care locuiesc sunt făcute după principii eco, materiale, etc., încălzirea tot așa, compostul și tot ceea ce reciclează, mâncarea, cantina lor, cine vrea să mănânce la comun și de obicei se întâmplă lucrul ăsta, numai alimente bio și vegane, dar nu e interzisă carne, nu sunt interzise ouăle, numai că nu la comun. Fiecare își poate face separat casa lui sau în rulota lui, pentru că există și niște rulote acolo, și poate face ce vrea, dar e interzis fumatul la comun, este doar un loc de fumat, e interzis folosirea în public, ca să spun așa, a telefonului mobil. Iar toate aceste restricții le-am folosit ca piedici în pentru personajul nostru. Piedici în starea, alterarea stării lui de bine. Dar da. Singurul lucru pe care îl face să totul să încerce să se integreze acolo este ăsta lui
iubită, Giulia, pe numele ei ca personaj, Ana Covalciuc, pe numele ei ca actriță autohtonă. Am înțeles. Ioana, tu ești în contrast absolut. Tu acolo interpretezi o doamnă avocat. În contrast absolut cu personajul Giuliei, la asta te referi. Da, și cu toată zona respectivă, aferentă. Tu stai, cel puțin la început, acolo avem parte de o casă foarte bine înstărită și de o apariție așa de bunăstare, cel puțin, dar se pare că și avocatul e om, nu are sentimente puternice. Cred că... Da, le are, dar are mai multe resurse de a se desprinde de o relație, să zicem. Poate chiar și din zona mercantilului și concretului și așa, ceea ce poate face un om să devină, să zicem, avocat, că e foarte rațională. Chiar dacă are un substrat emoțional de ușor, cum ziceai, Bali, la un moment dat era o descriere în care spunea că ea a postat pe Facebook o postare patetică în care spune ce greu e să fii singur. Deci are zonele ei sensibile într-un fel sau altul, dar cred că tot ce a construit, și din film se vede, ca să dau așa un mic spoiler, prin comparație cu partenerul, o face să spună gata, stop, păi cam până aici mergem împreună. Da. Eu pot și singură mai departe, știi? Da. După mai multe... Duritate. Reveniri înainte, înapoi, dreapta, stânga, cercuri, da? Se hotărăște, într-adevăr. E adevărat că în momentul în care se hotărăște, o spune foarte clar. Și în termeni... De avocat. Da, și cu trimitere concretă extrem de direcție. Nu e niciun fel de dubiu acolo. Da, dar a și luptat săraca cât a putut pentru refacerea căsniciei. Da, este adevărat. Nu mi se poate reproșa absolut nimic. A încercat tot. Absolut tot. A fost și, nu știu, tare de înger totuși. Acea la revedere. Într-o anumită scenă? Da, într-o revedere. Într-o revedere inopinată la Berlin. A fost pentru suflete tari. E foarte interesant că atunci când vorbim despre un proces de o comedie, vorbim de procese tipice, cum să spun, care se întâmplă într-o comedie, că personajului îi se întâmplă lucruri. Adică îi se întâmplă, nu le generează el, nu sunt voite. Apropo de ce spuneați de personajul Emilie Brănescu, că el este un personaj pus în centrul între oameni care vor ceva de la el. Și dacă fiecare vrea ceva de la el, lui doar pur și simplu se întâmplă și atunci doar încasează, e un încasator. La fel și Andrei se întâmplă acea scenă de care spui și noi, să așteptăm spectatorii să vină în sala de cinema ca să vadă ce vede ea acolo, ce descoperă ea acolo la întâlnirea pe care a făcut. Știi cum e? Când vrei să surprinzi pe cineva și îi fac o surpriză, să-ți asumi că s-ar putea să descoperi multe lucruri pe care n-ai vrea să le îți faci ție o surpriză, de nu se mai poate. Exact. Asta îi se întâmplă și Andrei. Își face o surpriză de proporții și atunci și ei acolo e tot așa o scenă ofertantă pentru ea, pentru că îi se întâmplă lucruri, adică se așteaptă la ceva și se întâlnește cu totul altceva. Oricum, da. Oricum filmul este o comedie și nu este ceea ce te aștepți de la termenul respectiv. Vreau să te întreb, Vali, construcția asta a ieșit de la sine sau a fost premeditată? Nu, a fost premeditată, dar ce mai exact când spui construcție la... La film, adică nu e o comedie să zici hai că râzi în lacrimi și te aștepți la 2-3 minute să mai fie un gag și așa mai departe. Niciun caz nu e din zona asta. Nu, că nici nu... Încă nu mă pricep la așa ceva. Așa am considerat că ar trebui să meargă lucrurile. N-am avut nicio schemă sau ceva impus din nu știu ce motive de reguli. Am structurat și am imaginat întâmplările așa cum m-am crezut de cuvință că e mai bine să se întâmple. Trebuie doar să fac așa o mică paranteză, montajul final al filmului, totuși s-a exclus ceva
părți, așa, hai să zicem, un mic capitolaș, dar cred că toate lucrurile astea, dar cred că e bine că s-a întâmplat așa, pentru că filmul a devenit mai strâns și mai mai direct, puțin mai ritmat și compact. Și asta îi se datorează Danei Bunescu, cea care a montat, și am avut multe discuții, sper eu, uite, care în final au adus la un rezultat ok, sper. Da, cu siguranță. Da, zice, și aș adăuga la ce spune Vali, că lumea care l-a văzut, pentru că a fost în câteva festivaluri până acum și a fost și o proiecție în, da, a fost și în București o proiecție în cadrul unui festival, în cazul de film de Cana București, a spus că e un film de public, foarte, foarte bun. Foarte bun film de public, ceea ce mă bucură. Are, la un moment dat, accente de comedie neagră, există și destul cinism, dar așa, binevoitor, dacă se poate spune. Nu știu. Da, eu, așa, iarăși, a fost ceva nu care, vezi, Doamne, s-a întâmplat să apară, nu, asta iarăși a fost în intenție, să privesc cu ironie, dar cu o ironie tandră, ăsta ar fi termenul frumos, să privesc tot vălugul ăsta prin care trec, de fapt, toate personajele, nu doar unul singur, cu ironie tantră. Da, e și puțin cinic și așa, dar iar... Nu e încordat, nu e încordat nimic în filmul ăsta, adică e posibil orice, poți să iei și în direcția pozitivă, da. Toată povestea. Nu este nimic bătut în cuie și nici nimic nu este direcționat așa, la modul cu hățuri. Acum iau așa, acum iau în direcția alaltă. Un pic finalul este, nu știu dacă să-i spun neapărat pe un minus, mie mi se pare că el cade din lac în puță, dar într-un puț foarte adânc și foarte strâmt. Și mi s-a părut semnificativă ultima secvență cu pisica. Adică... Și ultima redută a lui îl părăsește. Da, da, și... Iarăși a fost ceva intenționat. Din punct de vedere al construcției, tot așa am imaginat să fie totul ca un soi de spirală, dar o spirală descendentă. Adică el, personajul, pornește de undeva unde, să zicem, nu este mai bine, dar ajunge într-un loc în care este și mai rău. Cu siguranță. Pentru el. Pentru el. O performanță pe dos. Pentru restul viitoarei presupuse familii, pare a fi foarte în regulă. Toată lumea se simte bine. Da, și are mari așteptări tot de la personajul masculin. Toată lumea se simte bine în afară de el. Mai puțin el și pisica. Pentru iubitorii de animale... Avem și o pisică, foarte frumos. Da, dacă pisica are o reacție de genul ăsta, s-ar părea că locul ăla nu e prea bun. Sau combinația respectivă. În orice caz, avocata se poate simți răzbunată sau nu știu cum, universul s-a reechilibrat pe finalul acestui film. Adică toate lacrimile au fost plătite cu vârf și îndesat, toate acțiunile, toate rugămințile. La sfârșit, totul este tanda pe manda, așa. Se echilibrează ochi pentru ochi, nu știu, replică pentru replică. Iarăși vrea să spun, în adăugirea prezentării filmului, aveți grijă să nu încercați așa ceva acasă. Pentru... Da, nu e bine. Dar, nu e bine. Am zis să nu spun treaba asta, pentru că, până la urmă, poate că acasă o să apucă oamenii să vadă filmul ăsta, nu știu, la televizor sau unde urmă, pentru că, acum cu proiecțiile și cu toate cele în oraș, cu pandemia, nu știu cum o să fie. Sperăm, totuși, nu știu, pe februarie, când avem premiera oficială, puțin mai încolo, totul să se poată merge în săli și invit lumea care vrea să vadă de Sfântul Valentin să dea un cadou iubitelor sau iubiților să meargă să le vadă, să vadă filmul. Deci la plural, adică pentru că în stilul filmului să fie celor două iubite. Păi nu? Să meargă la mai multe proiecții, de-aia am zis la un iubit azi,
Alt iubit, mâine sau iubit. Asta vreau să clarificăm. Da. În orice caz, cred că e bine de servit și o limonadă. După film, ca să... în general, lămâia e binevenit. După ce treci prin asemenea experiență. Nu că ar lăsa un gust amar, zic eu. Da. Da, măcar. Eu aș merge mai mult pe o tărie, că poate știi să-ți revii puțin așa. Da, să te scuturi după filmul ăsta. În orice caz, este de apreciat faptul că n-a fost nebunia cu... Nu știu, cu toată treaba asta, cu pandemia în filmul ăsta, totul se petrece într-un univers cumva paralel. Exact universul personajului. El are problemele lui, nevoile lui, nu sunt foarte clare, dar le resimte. Și din când în când, când treaba e mai acută, mai ia câte o hotărâre așa. Mai sare de pe un picior pe celălalt și se încearcă să se reechilibreze. Asta mi-a plăcut foarte mult, măcar nu era în fobia asta în care trăim de 2 ani. A fost un efort și o reușită și din punctul ăsta de vedere. Și nu știu de ce mie mi-a rămas foarte puternic, așa, impregnat cerul. Mi-a dat o senzație de bine ca idee. De fiecare dată când apare, îți dă senzația de respirat în voie. Unde probabil cu toate restricțiile și cu toate măștile, cine știe cum lucrează la fiecare. Oricum, și ieșirea din avion mi s-a părut iar un gest care poate fi psihanalizat. Este destul de claustrofobic mersul cu avionul la un moment dat. Dar, în orice caz, filmul este foarte alternativ. Din punctul meu de vedere, asta mi s-a părut foarte, foarte bine venit. Nu știu cum s-au simțit actorii, nu știu cum... l-ai construit tu acolo din punct de vedere regizoral, dar ca idee să nu știi ce urmează la următoarea secvență, din punctul meu de vedere este un semn pozitiv, o mare reușită. Mă bucur să aud asta. De exemplu, Miu Brănescu, când i-am arătat scenariul prima oară și din fericire a zis că i-a plăcut, unul dintre motive a spus că pentru care secvențe scurte. Arderi puternice și rapide. Are secvențe scurte, nu se stă să se vorbească mult și se întâmplă lucruri. Și asta cred că așa l-am câștigat și acceptat să joace. Apoi și eu mi-am propus și în tine, asta a fost de fapt pariu și sunt curios să văd cum e perceput acum de către public, pentru că am vrut să alternez și mai multe zone, dar și stilistic să mă joc puțin de la o cheie realistă, fie, să zicem, normală, la cea onirică a viselor, a coșmarurilor și cea documentaristă care înregistrează lucrurile și lumea așa cum sunt. Iarăși, lucrul ăsta a fost încă de la început intențional, știind, având idee cam pe unde o să ne plimbăm, dar neștiind totodată ce vom capta, că multe lucruri sunt neregizate. Noi am fost acolo și am captat și ne-am plasat în mijlocul oamenilor ce erau și a spațiilor respective. Da, toate dimensiunile astea, la un moment dat, dădeau așa și un aer experimental pe alocuri filmului. Ăsta a fost pariul meu stilistic, autor. Să văd dacă această combinație funcționează într-un tot, sper eu, unitar și face sens. Păi, cred că da. Până la urmă, lucrurile astea s-au legat acolo. E adevărat, într-o spirală coborătoare pentru personajul masculin, dar toate lucrurile, cum să spun, construiau așa un fel de vertij în care se afla personajul și nu numai el, și celelalte personaje. Toate există un disloc în viețile tuturor. Și a doamnei avocat, și a Juliei, Mariei iubiri, și a lui ei. Adică lucrurile îi cuprind pe toți. Acum, nu știu,
pentru Ioana, e confortabil să joci un avocat sau nu? Asta cred că e o provocare de fiecare dată pentru un actor să joace un avocat. Așa am impresie. Cum să nu? De ce să fie? Nu văd ca pe provocare, văd ca pe o, în sfârșit, șansa să văd cam cum ar fi fost dacă eram, dacă aș fi fost într-o măsură extrem de mică, dar să văd cam cum ar fi fost lumea asta, știi? Dacă ai dori vreodată? Să fiu avocat? Da. Mi-am dorit să știu cum e să fii cu totul altceva, nu neapărat doar avocat, ci, nu știu, mai multe lucruri, ceea ce meseria asta mi-a oferit până la urmă prin prisma personajelor pe care le-am jucat. Dar nu știu ce înseamnă să fii, adică care e marea diferență. Să înveți foarte mult despre, nu știu, legea română, nu știu, despre, na, să înveți cu totul alte lucruri. Vezi, înveți tot despre oameni, la fel ca în actorie, am impresia, dar din cu totul alt unghi, din cu totul altă poziționare. Și avocatul, cum să spun, avocatul este și el într-o oarecare măsură și el un actor și el interpretează acolo. Am văzut că, nu știu, mi-am adus aminte acum de Al Pacino în filmul ăla cu avocatul diavolului. Aproape că era, cred că îi făcea mare plăcere să fie avocat. Părea că își trăiește niște momente foarte intense în rolul astea. Par foarte generoase, așa. Că e și un om serios. Adică avea senzația că e un om serios. Da, nu știu, adică balează de la hipernegativ până la sfinții uneori acest personaj, care ocupă totuși un loc special în societate. Când spui avocat, părele întotdeauna sunt amestecate, în general. Bine, acum dacă ar fi fost un personaj mai dezvoltat în direcția asta, adică să o vezi ce înseamnă faptul că ea e avocată, mai mult decât faptul că știe să intenteze un divorț și să ia tot, să rămână fără nimic, adică e scurt pe doi așa. Dacă e chiar să faci un personaj care e avocat și care are o implicație mai importantă în film, meseria aceasta, aș fi putut să intru mai mult în zona asta. Ea, aici, în filmul ăsta, e despre altceva. Tema principală este alta, dar a fost drăguț, repet, să plonjez în această zonă, la fel cum a fost foarte interesant și drăguț să plonjez și în zonele onirice, din partea onirică a filmului, în care fostul soț o visează în diverse feluri, în care ea nu e, în care ea nu este în realitate, dar foarte interesant așa ca explorare de personaj. Și a se vedea în film, ca să nu le descriu eu. Aici trebuie să mai zic, toate, vreau să țin să mai zic și să menționez și parte din echipa măcar care a ajutat la toate aceste transformări și costumele, de exemplu, făcute de și gândite de Cireșica, chiar așa o cheamă, Cireșica Cuciuc, au ajutat foarte mult în toate transformările astea pe care o vedem pe Ioana, pe Andra ca personaj în film. Au reușit niște costume foarte potrivite și pentru personajul Julie de acolo din sat și pentru toată lumea. Și a avut mult de lucru, dar fără concepțiile și fără costumul propriu zis pus pe personaj, așa cum a reușit Cireșica să le facă, ar fi fost mai puțin spectaculos. Și la fel și vreau să menționez și pe scenografa Mălina Ionescu, care s-a adaptat și spațiilor reale care a filmat, dar și transformării altor spații și pe care le-a făcut foarte bine, cu o atmosferă foarte bună, mai ales că, de exemplu, bun, asta, infericire, nu se simte și de-aia vreau să menționez pe Mălina, nu 100% s-a filmat în Germania sau în Berlin, am filmat și aici în București, dar niște spații așa făcute cât îmi place mie să cred că nu se simte diferența, zici că ești acolo, când se spune că ești în Germania sau în Berlin, acolo se și pare că se întâmplă acțiunea. Deci, fără echipa aceasta, n-avea cum să fie.
Și la fel și Domnica Bodogan la Scuze, machiajul, și părul și machiajul, toate transformările astea spectaculoase, așa, de păr lung, păr scurt, păr blond, păr șaten, păr... Așa, machiaj cu gene, cu așa, de pisică, de nu știu cum. A făcut și tatuaje personajelor, da, scuze, Domnica, că nu, uite... Și Bianca. Bianca, Domnica și Bianca la machiaj. La machiaj și la păr, da. Foarte păi, cred că lucrurile sunt... Așa cum vi l-ați dorit, înseamnă, nu putem decât să așteptăm acel 11 februarie de care tu, Vali, pomeneai. Acum, tuturor cei care încearcă să încununeze un Sfânt Valentin cu filmul tău, le urez succes. Să aducem aminte, se numește Lebensdorf. Da, Lebensdorf, da. Ai o traducere pentru nu știu germană și asta a fost o provocare, mai ales că am filmat în spațiul acela germanic. S-ar numi, traducerea ar fi Satul Vieții, dacă nu mă înșel. Satul Vieții, da. Satul Vieții să-i fie numele și să sperăm că o să fie o sursă de energie pentru cât mai mulți. Ioana Flora, Vali Hotea, vă mulțumesc. Sper că toți cei care ne-au fost alături și s-au fi făcut în număr cât mai mare să fie deja atenționați pentru data de 11 februarie. Succes filmului vostru. Vă mulțumesc pentru acest dialog. Tuturor ce ați avut răbdarea să stați alături de noi, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.